Prin ajutorul Bunului Dumnezeu, continuăm să studiem din Cartea Sfântă în tematica asemănării Împărăției Lui Dumnezeu, o altă dimensiune a ei și astfel prin toate acestea să înțelegem mai bine ce va fi sau cum va fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu este o investiție cu un profit imens, incalculabil de mare. Împărăția Lui Dumnezeu este de o valoare inestimabilă când ne gândim că este fără limite de spațiu sau de timp și că ea poate încorpora dimensiuni absolute, parte din ele necunoscute încă omului. Iată ce scria Apostolul Pavel Efesenilor. Citim din capitolul 1 și apoi din capitolul 2, Efeseni 1, versetele 17 și 18. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Și ascultați, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, bogăția slavei. În capitolul 2 scrie în versetele 6 și 7, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Asta după ce acum suntem deja așezați acolo în slavă, figurăm în cartea vieții, suntem moștenitori de drept, dar atunci vom deveni moștenitori de fapt a acestei împărății care nu poate fi înțeleasă pe deplin în imensitatea bogăției ei. Chemarea noastră la împărății este însoțită de provocarea unor investiții pentru dobândirea ei, dar și a unor răsplăți aferente veșniciei. În Evanghelia după Matei, capitolul 19, este scris despre ucenici care, după ce au ascultat dialogul dintre Domnul Hristos și tânărul bogat, i-a dus gândul și, în mod deosebit, Petru a întrebat. Matei 19:27. Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Am investit tot ce am avut, am pus în joc toate valorile noastre. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul Omului pe scaun de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți vedea și voi pe 12 scaun de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și ori și cine a lăsat case, deci aici suntem incluși și noi, frați, surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde, atunci valoarea era una în agricultură. Dar acum pot fi enumerate și alte bunuri. Pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Oare suntem noi conștienți uneori ce pierdem și privind la veșnicie, ce am putea câștiga? Se spune că un copil în primii ani de școală, când a început să aibă ore de desen artistic, nu putea să încadreze bine imaginile. Dacă începea cu un copac, îl făcea aproape jumătate de pagină. Dacă începea cu casa, făcea prea mare, pe urmă trebuia pe ce rămânea să mai facă ceva din curte și spunea el mai târziu, de regulă îmi spunea învățătoarea, băiete, iar ai lăsat prea puțin loc pentru cer. Că după ce le făcea pe toate așa mari, de-abia mai rămânea puțin să facă ceva cu albastru deasupra. Și spunea, nu le-ai încadrat frumos, prea puțin loc pentru cer. Se pare că uneori asta este ispita generală, prea puțin loc pentru împărăția lui Dumnezeu, când de fapt aici este câștigul cel mai mare.
când era Caritasul la Cruș și promitea patronul de 8 ori pe atât, era mare coadă acolo. Și spunea cineva în vremea aceea, Domnul Hristos a spus că dă de 100 de ori pe atât, am citit, și nu-i coadă. Pentru că oamenii nu au suficientă pasiune pentru a investi pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să observăm, ca și în lecțiile anterioare, câteva imagini ale averii cerești și apoi câteva principii de acumulare a acestor comori cerești. În primul rând vreau să privim în Vechiul Testament la regatul lui Solomon, acea perioadă de glorie prin bogăție și înțelepciune a regelui lui Israel. Citim în Cartea 1 Regi, capitolul 10. S-a dus faima a ceea ce era la Ierusalim. Știți, spune Scriptura că doar argintul și aurul erau adevăratele valori. Celelalte, care în alte perioade erau și ele valori, nu erau cotate ca importante. Și aici este scris despre împărăteasa din Seba, care a auzit de faima lui Solomon ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. Mergeau și alți împărați, el făcea astfel de ședințe cu conducătorii popoarelor, dar deplasându-l la Ierusalim, scrie de la versetul 4, a văzut toată înțelepciunea lui Solomon, casa pe care o zidise, bucatele, locuințele, îmbrăcămintea, tacâmurile, a rămas uimit. Versetul 7, hai și 6. Uimit a zis împăratului, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Acum drept să vă spun și eu că eu cred că nu o să vă spun nici pe sfert din ce este în rai. Că aici au fost comparații între două lucruri de pe pământ, cum părea și cum se credea ce este la Ierusalim și când a ajuns să vadă. Ce va fi când vom ajunge noi să vedem comorile cerești? Și spunea în versetul 8, ferice de oamenii tăi, ferice slujitorii tăi care stau necurmat înaintea ta. Ea a fost fericită, s-a întors înapoi uimită, dar a fost doar o vizită. Dar nu mergem în rai doar pentru o vizită. Împărăția lui Dumnezeu nu este doar un ospăț, așa cum a organizat Ahasveros o jumătate de an pentru toți demnitare și încă 7 zile pentru toți locuitorii capitale. Și apoi s-a dus fiecare la coliba lui. Dumnezeu ne cheamă să fim împreună cu El în această reședință eternă, acolo va fi cortul Dumnezeu cu oamenii, așa începe cartea Apocalipsa, capitolul 21, și apoi trece și descrie cetatea. De fapt, e un fel de cort palat. E ideea de cort, doar că vom fi împreună. Dar în ce privește bogăția, averea cerească, este ceva imens. Împărăteasa din Seba, pentru ceea ce a auzit, a făcut și ea o investiție. Un timp, vă rog să vă gândiți cât i-a luat mii de kilometri dus întors. Era riscul unor atacuri pe drum, în călătorie. Riscul unor probleme ce puteau să apară în țară. Putea cineva să-i uzurpe tronul. Cheltuiala care a făcut-o, darurile care le-a dus. Citim tot aici în capitolul 10, de la versetul 10. I-a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii. Pietre scumpe, n-a mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Versetul 12, împăratul a făcut lemnul mirositor pălimare pentru casa Domnului și a investit din aceste daruri. Apoi a primit mai mult decât dăduse ea. Nu s-ar merita și noi să repetăm gestul acestei regine? Să dorim să ajungem în această bogăție eternă, dar să nu mergem cu mâna goală spre un regat așa bogat, spunând, frate, dacă-s de toate, nu mai dăm și noi. Nu, ea a auzit că e ceva de faimă, dar a adus cât n-au putut duce alții. Fiecare după puterea lui. Dar se poate investi. Spunea Domnul Hristos că ea a venit de la capătul pământului, din sudul peninsulei Arabiei, dar noi putem mai aproape uneori să investim averile noastre. Nu mai suntem chemați la pelerinaje. Uneori investiția poate fi făcută foarte aproape.
Amintiți-vă de bogatul care putea să facă o investiție enormă la ușa casei lui, unde zăcea un sărac. Când a ajuns pe lumea cealaltă, n-a mai putut să-ți treacă bunurile. Nici nu se mai putea trece la el nici măcar cu un pahar de apă. Dar el, dacă ar fi dat un pahar de apă aici, putea trece paharul dincolo. Pentru că numai aici este vreme pentru asemenea investiții. Dumnezeu, cred că a îngăduit această perioadă de glorie în Israel pentru ca să avem noi o imagine pală, dar totuși pe înțelesul nostru, a bogăției care va fi în regatul fiului lui David, care este Domnul Hristos, nu doar a fiului din prima generație care a fost Solomon. O altă imagine, deschideți vreo scriptură la Matei 13, pilda comorii ascunse, versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea, potrivit legislației evreiești și apoi acelei romane care s-a suprapus peste cea evreiască. Existau anumite diferențe între ele. Dacă un arendaj, de exemplu, găsea o comoară, în funcție de aceste legislații, trebuia să o împartă cu proprietarul, să anunțe autoritățile. Romul acesta a vrut să se asigure că nu mai trebuie să împartă cu nimeni, să fie el proprietar, el să folosească pământul, el a găsit-o și toată investiția să fie a lui. Motiv pentru care s-a dus și a vândut tot ce a avut. Poate a fost un om sărac. Și țarina aia însemna pentru el totul. De aici înțelegem că noi avem de-a face cu comori nevăzute, dar care merită o investiție totală. Ceilalți din jur au trecut pe lângă pământul acela, cu siguranță, pe lângă țarina lui. Dar n-au văzut comoara, că era ascunsă. La fel se întâmplă și cu noi. Cine vede comoara, asta nu înseamnă să aștept să fii răpit în rai ca Pavel, să fii conștient de ea, investește. Dar care n-a văzut-o, care nu-i sigur, atunci merge pe proverbul românesc, dai pasăre din mână pe cea din gard. Nu te înduri. Vei spune ca Nabal, să iau eu pâinea mea, să dau la niște oameni care nu știu de unde sunt. Dacă ar fi știut Nabal că David ajunge rege, ce s-ar fi dat cu buna pe lângă el? Dar nu l-a dus mintea. Avea o inimă rea. Cine știe de aceste lucruri ascunse, investește. Cine nu știe, rămân ascunse. Se spune că un cerșitor avea un loc fix lângă o poartă unde stătea și cerea de pomană și a stat acolo 20 de ani. La scurt timp după ce a murit, s-au făcut ceva excavații și s-a găsit exact sub locul unde stătea el o comoară imensă. Și-ar fi îmbogățit tot neamul. Dar știa sărmanul ce-i la 1,5 metri sub tălpile lui? Vom spune că de la creștetul nostru până la comoară mai mult. Da, numai că cine crede, deși e ascunsă, investește. Versetele următoare ne prezintă o altă pildă, pilda mărgăritarului. 45 și 46. Împărăția celor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. De aici înțelegem că există diverse valori ce merită procurate cu orice preț. Investițiile sunt diferite. Unii au chemare și posibilitate să investească într-un domeniu, alții în alte domenii. Unii, de exemplu, pleacă pe câmpul de misiune și investesc tot. În sensul că renunță la o profesie, la o locuință. Alții investesc pentru cei săraci, cum l-a îndemnat Domnul pe tânărul bogat. Alții investesc poate prin faptul că pierd datorită unor persecuții, de exemplu, ceea ce au. Sunt multe mărgăritare și noi putem să ne împodobim coroana
cerească, obținându-le de acum. Dar observați și la pilda anterioară, a comorii ascunse și la aceea a mărgăritarului, este un element comun. Hai să spunem două. Ceea ce e vizate de mare preț, iar investiția trebuie să fie totală, se duce și vinde tot ce are, și în primul caz, și în al doilea caz. Se pare că atunci când punem tot sufletul într-o lucrare, vom intra în posesia ei și vom fi răsplătiți. Când efectuăm lucrul cu jumătate de măsură, dăm și nu dăm, s-ar putea să nu mai dăm până la urmă și chiar să pierdem. Să ne ajute Domnul să putem prețui ceea ce merită. Vreau să vă mai dau o altă imagine. Marcu capitolul 4, avem o altă pildă. Iată că în privința aceasta avem mai multe pilde, pentru că Domnul a vrut să-i determine să investească. Marcu 4, citim de la versetul 26. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Acum e primăvară și înțelegem. Fie că doarme noaptea, fie că stă trează ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur. Am subliniat aceste cuvinte. Pământul rodește singur. Adică noi ne facem partea noastră și Dumnezeu face ca acea investiție să prindă proporții, să devină uriașă. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea griu, de plină spic și când este coapt, roada pune îndată secerea nea, pentru că a venit secerișul, valori ce acumulează în timp, un profit continuu, imens, etern. Ceea ce facem noi are extensii. De exemplu, cineva își cheltuie timpul lui și se duce implicat în lucrarea Domnului sau dăruiește pentru niște săraci care se pocăiesc, la rândul lor aceia investește și ei mai departe și să spunem așa, pe înțelesul nostru, când cineva are o invenție în funcție de legislație și alți parametri, o cotă parte din profitul imediat și din cel derivat prin aceste extensii îi revine inventatorului. Noi facem un bine și nici nu ne dăm seama că în timp mă acumulează alții la ceea ce am făcut noi și ne revine nouă. A fost sistemul cu pensiile private, cu asigurările de sănătate. Era o structură piramidală, fiecare trebuia să obțină alții operatori în sistem și primul câștiga, chiar dacă el la un moment dat nu mai făcea nimic, prin cei pe care îi avea în structura sa. Noi nici nu ne dăm seama, doar Dumnezeu va cuantifica în final cât am câștigat, cât am realizat. Pământul rodește singur, exact cum este scris în Genesa 1 cu 11, și Dumnezeu să dea pământul verdeață, pom și așa mai departe. Pentru că ceea ce facem noi binecuvintează Dumnezeu, de aceea Lui se merită slavă chiar pentru răsplata ce El ne-o va da. Că dacă pământul n-ar rodi, la ce ne-am alege noi cu munca noastră? Așa este cu investiția în lucrarea Domnului. E munca noastră, dar care prinde contur prin binecuvântarea celui atotputernic. Că așa a hotărât Dumnezeu că la ceea ce noi muncim, El să dea binecuvântare și noi să avem în urmă bucurie și câștig. O mamă, de exemplu, își investește viața și sacrifică pentru copii. La rândul lor, copiii aceia devin tați, mame. Și rămâne și la bunica un câștig, și la străbunica. Și uite așa. Pentru că dacă n-ar fi fost ea, n-ar fi fost copii, n-ar fi fost nepoții, pământul rodește singur și se acumulează aceste valori. În paralel cu aceste imagini ale dobândirii unei averi imense, vreau să vă arăt o imagine a unei pierderi totale pe care o va suporta o întreg pământul, distrugerea Babilonului, simbolul comorii, bogății tuturor popoarelor. Spune Scriptura în Isaia capitolul 24, mai întâi despre Babilonul antic, citim de la versetul 14.
Ceilalți însă, care vor mai rămâne așa înalță glasul, scos strigăte de veselie de pe țărmurile mării, laudă măreția Domnului. Și binecuvântă pe cel neprihănit, în contextul nostru, pe cel ce a făcut o investiție bună. Și acum ascultați ce spune Scriptura despre cei ce n-au făcut investiția bună, au făcut-o aici în Babilon. Versetul 16. De la marginile pământului auzim cântând slavă celui neprihănit, dar ei zic, sunt pierdut, sunt pierdut, vai de mine, jefuitorii, jefuiești, jefuitorii, se înverșunează la jaf. Groaza, groapa și lațul vin peste tine, locuitor al țării. Versetul 19. Pământul se rupe, se sfarmă, se crapă, se clatină și apare pedeapsa. Descrisă pe larg în Apocalipsa, capitolul 18. Citim de aici câteva versete, de la versetul 10. Nu. Da, totuși nu citim tot. Da, de la 10 rămâne. Hai totuși de la 8. Într-o singură zi vor veni urgiile, moartea, tânguirea, foametea și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare și împărații pământului care au curvit și s-au dezmerdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii, ei vor plânge și o vor boci, ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea ta tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Și acum aspectul economic, negustorii pământului o plâng, o jălesc, pentru că nimeni nu mai cumpără marfa. Versetul 17, atâtea bogății într-un ceas au prăpădit, vedeți, investiția aici pe pământ se poate spulbera într-o clipă, într-un ceas. De altfel spunea Domnul prin profetul Habacuc 2:13, neamurile trudesc pentru foc. Pământul, cu tot ce este pe el, va arde, trudă degeaba. Toate acestea sunt pierdute și totul va fi prefăcut într-un pustiu. Dar observați acum ce vă citesc din capitolul 21, diferența dintre Babilon și Ierusalim. Și se pune problema unde investim. Mă, dragii mei, dacă ar fi să ni se spună, să ne amintim de cazul Avram și Lot, uite, vine un cutremur, vine un foc de la Dumnezeu, orașul ăsta arde, celălalt scapă, unde ne-am face casă? Ar fi de la sine înțeles. Apocalipsa 21, citim de la 10, m-a dus în Duhul pe un munte înalt, mi-a arătat cetatea sfântă cu slava și începe cu porțile, cu temeliile, zidurile, o frumusețe. Hai să citim doar de la versetul 19. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe. Iată imaginea aceea lui Solomon cu pietrele împodobite, dar e ceva mai mult decât a avut Solomon. Și le prezintă pe toate de la 1 la 12. Versetul 21. Cele 12 se porți erau din 12 mărgăritare. Dar facem noi investiția aceea când am găsit mărgăritarul. Acolo e mărgăritarul pentru care trebuie investit. Fiecare poartă într-un singur mărgăritar, ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Doamne, ajută-ne să pricepem aceste valori. Scriptura are album cu valorile cerești, numai noi să privim spre ele și să investim ele. Sunt o provocare pentru noi atunci când suntem chemați la această împărăție. Vreau să observăm acum câteva principii de acumulare a comorilor cerești. Ne întoarcem la pildele din Matei 13 și notăm mai întâi faptul că un gospodar, așa numea Domnul, pe cel care știe ce are de făcut, un gospodar bun adună în permanență în visteria lui lucruri vechi și lucruri noi. 13 cu versetul 52. Orice cărturar care a învățat ce trebuie spre împărăția lui Dumnezeu se seamănă cu un gospodar. Cine e numai cărturar și nu e și gospodar, n-a înțeles împărăția. Cărturarul cumpără numai cărți, gospodarul cumpără unelte, cumpără un teren, investește. Împărăția privește și lucrurile materiale, și viața și alte valori, ce ne-au fost date în folosință, pentru un timp. Așadar să fim și gospodari, nu numai
cărturare. Să folosim valori pe care tot Dumnezeu ni le-a dat. Îmi place rugăciunea lui David din 1 Cronici 29, în care el vine cu darurile sale înaintea Domnului. El a avut principiul acesta să nu dea Domnului ceva ce nu-l costă. Poate ne gândim că a fost împărat și a avut de unde să dea, dar, dragii mei, a dat cu nemăsuratul. Dacă suntem pe pagina asta, citesc și din 28 cu versetul 11. David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor, visterii, odăile de sus, odăile dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. A dat planul cu tot ce avea în minte. Și el a știut că acest plan are nevoie de multe metale prețioase. Și le-a adunat pe toate acestea. Le-a pus la îndemâna celor ce urmau. Întoarceți puțin în urmă și apoi citim din 29, 22 cu 14. Iată, prin străduințele mele, nu doar așa că a curs și el doar l-a redirecționat. Prin străduințele mele am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. Acum ne întoarcem la 29. Scrie de la versetul 2, accentuez aceste cuvinte, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc. Deci, David a investit, n-a mers el să sape după aur, că el era rege, dar și-a investit chipzuința sa, timpul său, și-a întrebuințat toate puterile. Nu și-a permis să construiască pentru el mai mult, pentru ca să investească pentru casa Domnului, tot ceea ce trebuie. Și enumeră, de la aur până la pietre și marmură. Versetul 3, mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau. Și eu trag nădejde că David va avea casă mare și frumoasă în cer, păstrând imaginea aceasta. Dar vă spuneam că vreau să vă citesc din rugăciunea lui, de la versetul 10. Binecuvântat să fii tu în viac, Doamne Dumnezeu, Părintele nostru Israel. Întoarcem pagina, versetul 12. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeu nostru, te lăudăm și preamărim numele Tău cel Sfânt, că ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți-aducem. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat câte ceva să vadă dacă știm să le folosim, să le dăm înapoi, El are puterea să le binecuvinteze, în așa fel încât pământul rodește singur și dobândim aceste comori imense. Este o pildă în Luca 16 a unui ispravnic necredincios și Domnul îl laudă pentru că a știut să se orienteze și spune acolo, fii viacul acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Oamenii știu să-și chivernisească lucrurile pentru viața aceasta, că ei nu știu numai de viața aceasta. Noi avem cunoștință de altă viață. Și acolo spune, face-vi-și prieteni cu ajutor bogăților nesigure, nedrepte scrie în traducerea noastră, ca să dobândiți ceva, să știm să ne organizăm, să ne orientăm și să investim. Și aici vreau să vă dau ca exemplu pe Apostolul Pavel, care scria în a doua Corinteni, capitolul 12, versetul 15. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele. Asta e investiția. Cheltuială. Și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. De fapt, el făcea o investiție pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că scrie în 1 Corinteni 9 că vrea neapărat să aibă răsplată. Și o făcea investind totul. E drept, el nu avea familie, putea efectiv să cheltuiască. Cine are familie trebuie să aibă grijă de ai lui, dar trebuie păstrate proporțiile, întâi cele de sus și apoi cele de jos. Tot despre Pavel citim în Filipeni, capitolul 3, ca să vedeți cum a privit el lucrurile în prisma acestei investiții eterne. Și să știți că și că el au fost mulți oameni care au renunțat la lucruri pământești, investindu-le pentru cele de sus.
Cunosc doi patroni în țara asta care au renunțat la afacere pentru slujire. Cunosc și slujitori care au renunțat la slujire pentru afacere. Și au rămas doar patroni. Depinde ce perspectivă ai. Filipeni, capitolul 3. Citim de la versetul 4. Măcar că eu aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești. Versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere pentru investiție, bancă, și acum privesc tot acest lucru ca o pierdere față de prețul nespus de mare al comorii, al mărgăritarilor, al cunoașterii Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci problema se pune unde pui cuvântul pierdere, îndrept la ce valori, ca să știi și de fapt să-ți rămână unde să pui cuvântul câștig. Au fost oameni care au spus, nu mă pot pocăi, pierd serviciul. Pavel l-a pierdut. Poziția care ar fi avut-o printre scaunele eclesiastice ale vremii, cu siguranță ar fi putut să ajungă în sobor la capacitatea lui. Ar fi fost un om vestit. Poate nu s-ar fi lăudat evrei doar cu un Șamai, cu un Hilel învățător de seama vremii aceea. Poate ar fi fost și Saul, poate chiar mai sus decât ei. Dar el a știut ce trebuie cheltuit. În imaginea unor a pierdut, ca să știe unde să câștige. Poate și dumneavoastră după masa asta ați pierdut ceva. Mai putea să munciți pe ceva, nu? Dar poate ați câștigat ceva, că ați mai văzut o poză din rai. O altă imagine și vom ști mai mult și mai bine să investim, Domnul să ne dea pricepere sfântă. El pune problema până într-acolo încât zice aici în versetul 12, nu că am și câștigat premiul. Versetul 12, nu cred că l-am apucat încă, în sensul că era încă în alergare, era pe drum. Dar fac un singur lucru. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cirești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Nu se punea problema să se mai uite înapoi sau să-i pară rău de ceva. Cred că Apostolul Pavel a luat exemplul Domnului Hristos, pe care citim în 2 Corinteni, capitolul 8, pentru că nu Pavel a făcut investiția cea mai mare, a făcut-o Domnul Hristos. Și câștigul lui va fi mai mare ca al tuturora, 2 Corinteni 8:9, că își cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Domnul a făcut o investiție pentru el și pentru noi. Vă dați seama ce risc a avut Domnul, să spunem așa. A pierdut tot cerul. Dar dacă ar fi fost să cadă și să se piardă tot ce a fost înainte. Dar numai că ce a urmat a fost mai mult decât ce a fost înainte. Scrie în Filipeni 2 că de aceea Dumnezeu l-a înălțat. Nu că n-a fost Fiul lui Dumnezeu, dar toate titlurile și cununile împărătești, cum scrie în Apocalipsa, vor spori măreția Domnului Hristos. Asta va face ca să culeagă lauda, slava și cinstea din partea noastră și chiar a îngerilor, pentru că și în cer a făcut ordine. Pentru că a făcut o investiție totală. A lăsat cerul și și-a pierdut viața aici pe pământ. Cea din cer a lăsat-o, cea de aici a sacrificat-o. Investiție totală, model Domnul Hristos. Un al doilea principiu. Acceptarea pierderilor aici, pentru câștiguri acolo, trebuie să ne facă să înțelegem că pentru noi oameni comoara nu poate să fie decât într-un singur loc. E foarte greu să fii de două ori bogat. Și puțin, foarte puțin, rezistă în asemenea poziții. Spunea Domnul Hristos, citim din Matei capitolul 6, îndemnând pe oameni să știe ce au de făcut și apoi prezentând principiul 6 de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ. De ce? Un prim motiv. Nu sunt sigure. Le mănâncă molile și rujina, le sapă și le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer,
Primul motiv, de ce? Sunt sigure. Nu le mănâncă mole și rugina, hoții nu le sapă, nu le fură. Și acum motivul numărul 2, care e și principiul 2 în cazul nostru. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Poate fi cineva cu comoară pe pământ și cu inimă în cer? Nu, nici măcar în purgatoriu nu ajunge. Ca prin suferință să-și dobândească apoi etajul de sus. Nu se poate. Așa suntem noi oameni. Asta e regulă generală. De aceea Domnul i-a spus tânărului bogat. Citim varianta prezentată de Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Cred că din acest motiv, sau și din acest motiv, Domnul i-a cerut acestui om să-și vândă averea. Risca să-și piardă împărăția cu averea. Și poate a și pierdut-o dacă n-a ascultat. Oricum a pierdut-o și pe pământ că au venit romanii și n-a mai rămas el moștenitor. El întreabă, versetul 17, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E vorba de moștenire. Domnul face referire la porunci, dar apoi versetul 21. Iisus a uitat țintă la el, adică i-a ochit problema, i-a diagnosticat starea spirituală și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Și noi, în virtutea ceea ce am citit din Matei 6, putem să adăugăm fără să greșim. Și îți va fi totodată inima în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Cu inima în cer putea să-L urmeze pe Domnul. Dar cu inima pe pământ putea să-L urmeze pe Domnul? Nu putea. La un moment dat se întorcea înapoi. Se izbea de acele praguri ce greu pot fi trecute de oameni. Iată ce a întâmpinat Domnul cu un alt ucenic, citim din Luca capitolul 9. Probabil și tânărul bogat ar fi putut deveni un bun ucenic. Luca 9, de la versetul 57, pe când erau pe drum, un om a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul om n-are unde și-o odihni capul. Altul i-a zis, vină după mine, Doamne, răspuns el, lasă-mă să mă duc unde se îngropă tatăl și mama mea, dar Iisus i-a zis, lasă morți să se îngroape morți și du-te, vestește împărăția lui Dumnezeu. Un alt a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug, se uite înapoi, nu este destoinic, nu-i bun gospodar pentru împărăția lui Dumnezeu. Acești trei oameni, unul a pus el întrebarea, pe doi i-a abordat Domnul. După ce un al treilea negociază și lui Domnul îi spune la fel, investiție totală. Asta nu înseamnă să-ți neglijezi familia, nu înseamnă că tatălui era mort în ziua aceea și Domnul l-a mai lăsat încă trei zile să-l îngroape, că la evrei îl îngropa în ziua aceea, nu asta era problema. El voia să spună că va rămâne împreună cu tata în problemele lui și apoi, după ce mor părinții, să-l urmeze pe Domnul. Dar amintiți-vă de Iacov și Ioan, au lăsat pe tata la corabie și s-au dus după Domnul. De aceea ei întreabă, noi am lăsat tot și pe tata. Poate a fost trist pe moment tata Zebedei, măi băieți, cum mă lăsați voi? După unele interpretări ce au în calcul și alte evidenții istorice, Zebedei și cu fiii săi nu au fost chiar așa săraci. Se pare că avea o firmă de pescuit. Gândiți-vă la un aspect, e scris în Evanghelie că Petru a vorbit cu portareasa și că era cunoscut de marele preot și l-a introdus pe Ioan a vorbit și l-a introdus pe Petru în curte. După părerea unora, asta e versiunea cea mai largă acceptată de teologi, cu casa marelui preot se aprovizionat cu pește de la firma lui Zebedei. Eu nu știu dacă e așa, dar din toate astea rezultă că totuși nu erau ultimii oameni cei mai sărași cu să încearcă să se forțeze, uneori nota să se spună, că într-adevăr ucenicii au fost cei mai sărași. Nu e adevărat. Pescarii erau meseriași, era clasa de mijloc. Dar ei au lăsat pe tata. Pe când cel de aici nu era gata și era legat de cele de aici.
Rămânem în Luca pentru a întări această imagine a unui sens unic, a unei viziuni unice. Luca 12, citim de la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și Domnul nu acceptă asemenea propunere și apoi spune versetul 15, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. De ce? Lăcomia de bani, citim din Coloseni, că e închinar la idol. Și nu mai te lasă să fii atras de Dumnezeu, versetul 21. Tot așa este și cu cel ce adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Dragii mei, chiar e așa greu de înțeles ce înseamnă să ne îmbogățim față de Dumnezeu? Uneori înseamnă să lași de la tine când e vorba de moștenire, să pierzi. Uneori când ești angajat înseamnă să suporți o nedreptate ce ți-o face patronul. Te îmbogățești față de Dumnezeu. Niște bani care nu ți le dă cineva înapoi. Dacă îi lași ca pentru Domnul, ca și cum i-ai dat tu în numele Domnului. Pot dovedi aceasta cu evidențe din scrierile apostolilor. Efeseni 6, 1 Timotei 6, unde scrie, tot ce face să face ca pentru Domnul. Pentru că toate acestea, acolo țintesc spre împărăția viitoare. Dacă vrei să te îmbogățești față de Dumnezeu, vrei să te îmbogățești doar pentru aici, riști să forțezi nota. Poți să-ți cauți drepturile, nu e asta o problemă. Trebuie să muncești. Biblia condamnă totalmente lenevia. Nu cred că un om leneș adună ceva în rai. Nu cred. Numai oamenii harnici adună. Și las n-au ce să dea. Ei investesc timpul cerșind. Sau după lucruri de nimic, cum scrie în Proverbe. Dar există riscul pentru cei harnici. Să nu investească suficient pentru cele de sus și doar pentru cele de jos. Și continuăm de aici, Domnul, de la discuția cu acest om și pilda ce a spus-o, a deschis subiectul cu îngrijorările la care îi îndreaptă spre împărăția lui Dumnezeu, versetul 31, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, adică Dumnezeu îngrijește de nevoile noastre. Și acum pare ceva interesant de la versetul 33. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Noi suntem obișnuiți să dăm milostenie din ce avem noi, nu? Bani, cash sau bunuri. Dar sunt situații în care ar trebui să evaluăm, uite, din bunurile mele sunt unele care nu-mi folosesc. Mă duc să le vând și să investesc în lucrarea Domnului sau să dau la săraci. Oare este cineva care a făcut așa? Poate că sunt. Evidența o are Domnul. Dar până într-acolo ar trebui să meargă gândul investiției noastre pentru cele de sus și pentru împărăție. Faceți-vă rost de punși care nu se învechesc, o comoară nesecată. În ceruri, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. A întrebat cineva pe un patron după ce a falimentat. Măi, zice, mai știi cât ai dat la adunare? Ai dat bani grei. Dacă nu-i dădeai pe aceea, poate acum nu falimentai. La care zice, nu, eu știu cum merge afacerea asta, eu tot falimentam, dar măcar am rămas cu aceea. Dacă n-apucam să-i dau, acum eram fără nimic în cer, fără nimic pe pământ, dar măcar am pus câțiva la adăpost. Aceia sunt siguri, a spus-o Domnul și noi îl credem. Numai să nu uităm când trebuie să-i dăm. Vă spuneam că e tare greu să fii bogat de două ori, de aceea vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6. Poate cei care nu sunt sau nu suntem bogați, nu ne vine a crede cum vine asta, da? Păi gândiți-vă că avem și noi o căsuță, o mașinuță, o grădinuță, avem câte ceva pe lângă noi și ne gândim la ele, nu? Și dacă e vorba numai să o zugrăvești sau să semeni în grădină și să îți schimbi ceva la mașină sau să cumperi una mai bună, nu că te gândești, asta înseamnă că acolo unde e comoara ți-e și inima, la asta te gândești. Și dacă sunt multe, multe, e și mult de gândit. De-aia spunea Domnul, nu vă frământați minte, că dacă am putea noi să întreținem 10 palate, 9 limuzine,
8 terenuri, să devenim mari latifundiari, da, să spunem, măi, de o lună de zile nu m-am mai gândit eu. Am dat la administrator și habar n-am. Eu sunt ca Potifar, am administrator bun, ca eu și nu mai mă gândesc. Puțin probabil să găsim noi omul acela care are de toate și se gândește așa de rar la ele. Spunea un frate care își cumpărase o mașină bună, vrea să se căsătorească. Zicea el, mă uitam în fiecare să văd dacă nu-i zgâriată undeva. O spălam după fiecare 100 de kilometri. Când făcea drumuri mai scurte așa. Și s-a dus cu soția la rodenile ei să invite oameni la nuntă. A parcat-o lângă bloc, s-a pus să odihnească și a visat că i-a furat-o. Și din vis l-a trezit unchiul lui dinspre soție, care a zis, a, de unde ai parcat mașina? Aci, nu-i mai. S-a dus la poliție, poliția a zis, uite-i forma. N-am mai văzut-o în beac. Și-a cumpărat altă mașină și îmi spunea, am tratat-o ca pe o mașină. Nu merită tratată mai mult decât ca pe o mașină. Numai că dacă e foarte, foarte scumpă, o tratezi ca pe o mașină de lux, nu? Decât să o tratezi așa ca un faveu, cum zice neamțul Volkswagen, mașina poporului. Să te poți folosi de ea. Că e necesar în vremea noastră o mașină. Asta nu e o problemă. Iată ce vă citesc așadar din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 17. Poți fi și bogat, numai trebuie să fii tare, tare înțelept. Îndeamnă-i pe bogații vecului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de El, de la El vin. Îndeamnă-i să facă bine. Se pare că uneori n-au îndemnul de la sine, mai trebuie motivați. Și asta poate ne revine unor nouă predicatorilor să-i mai motivăm. Sau dumneavoastră, să fie bogați în fapte bune, cum spunea cineva, să fii bogat de două ori, odată că ești bogat material și apoi să fii bogat în fapte bune, ca să ajungi să fii bogat și a treia oară. Să fie darnic, gata să simtă împreună cu alții, ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață care este sus. Și mă adaug la acest principiu, Evrei, capitolul 10, unde spune Scriptura despre niște fraze de noștri evrei, nu știm exact în ce context, dar au rămas fără avere. Și cine știe ce ne rezervă viitorul și nouă, frați și surori? Atunci o să ne amintim noi de lecția asta. Dar bine ar fi să ne amintim mai repede când trebuie făcute investițiile. Evrei 10:34, în adevăr, ați avut milă de cei din temniță, deci mai întâi au dat când au avut posibilitate. Ați primit cu bucurie apoi, etapa a doua, răpirea averilor voastre. Cum adică? Te poți bucura să-ți răpească cineva averea? Da, în următorul context, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Potrivit celor scrise aici și nu numai. Dacă atunci când va veni să ne ia casele și mașinile sau ce avem, oricum la alții le-au luat când a venit război sau când a venit comunismul, le-au luat și cai și pământul și tot ce au avut, ce au vrut să facă, nu? Dacă noi, aceea ne se va întâmpla pentru Domnul, nu-s pierdute, nu. Ele se transferă în valori cerești. Fie că le lăsăm noi de bunăvoie, fie că ne sunt răpite. Acceptând aceasta, pentru numele Domnului, absolut nu sunt pierdute. Rămânem tot aici și citim din capitolul 11 despre Avram, care a fost în stare să renunțe în conflictul cu Lot, mai exact între angajaților, 11:10, căci el aștepta cetatea care are temelii tare și a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Versetul 16, ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Acolo unde sunt adevăratele valori comori. Doamne, ajută-ne să le dobândim. Așadar, dragii mei, sunt imagini biblice, sunt pilde spuse de Mântuitor. Și trebuie să înțelegem că un gospodar trebuie să știe ce se facă cu valorile de care dispune în viața aceasta. Dar ca regulă să nu uităm căci
noi putem să privim într-o singură direcție. Nu te poți uita cu un ochi la rai și cu unul în altă parte. Vreau să închei și să precizez faptul că cine înțelege că împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta, va acumula comori eterne și în final va moșteni o patrie mai bună. Aceasta trebuie să fie nădejdea generațiilor la rând. Astăzi am fost la o mormântare și când te uiți ce rămâne aici, aseară citeam Psalmul 39 și scrie acolo că viața este o nimica, viața este o umbră. Azi am citit Psalmul 90. Viața este un vis. Ce rămâne într-un vis, dragii mei? Absolut nimic. Dacă ne gândim și așteptăm și aspirăm la cele de sus, altfel se pune problema. Spune Apostolul Pavel, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 26, despre el și evreii credincioși, 26, versetele 6 și 7. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri, a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurma lui Dumnezeu zi și noapte. Care era nădejdea evreilor? Împărăția. De aia tot întrebau ucenicii pe Domnul, acum o instalezi. Și Domnul spunea, nu, încă mai este treabă de făcut, încă e vreme de investiții. Nădejdea acestei împărății care ne rugăm să vină. Și când privim așa, putem să acceptăm anumite pierderi. Se spune că printre credincioșii condamnați la moarte în tribunele, în arenele din Roma, unul a fost zărit din tribună de cezar și când l-am văzut ce atlet este și ce frumos, s-a coborât mai aproape și i-a zis, știi că am puterea să te salvez? Dar creștinul a zis, mulțumesc Cezare, dar să știi și tu că eu am puterea să mor. Pentru că Cezarul căruia slujesc eu este mai mare decât tine și împărăția lui este eternă. Babilonul, Roma antică și toate celelalte valori materiale se duc, rămâne împărăția lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem că viața este inseparabilă de componentele ei materiale și investiția este unică, finalizând în viață, cu binecuvântările aferente viață eternă sau moarte. Fiecare va fi lângă stăpânul pentru care a investit și pe care l-a slujit. Îmi povesteau frații din Atena despre un tânăr credincios din Polonia care în câțiva ani cât a stat în Grecia n-a pus niciun leu deoparte, nici o drahmă. Și i-au zis, băi, dar ai muncit și o afacere. I-au zis, dar n-am în plan să mă căsătoresc, părinții mei au ce le trebuie să pățesc așa cum cea Solomon, să aduc și eu la nu știu cine. Dar zice el, nu, dincolo de asta, cred că o să vină vremea să și adun, dar acum am văzut niște nevoi imense. Am plan lucrarea lui Dumnezeu. Și după ce au trecut câțiva ani, într-o zi a ajuns într-o biserică grecească. O soră în vârstă se duce la el și îi spune, dragă tinere, de când te aștept? Mi te-a arătat Dumnezeu într-o descoperire, eu n-am moștenitori. Și toată averea acelei femei și era bogată, o trecut-o pe tânărul polonez. Ăștia alți în jur ziceau, măi, de știam făceam noi ca tine. Așa o să zică unii pe când o să vină împărăția Dumnezeu, de știam că se merită o asemenea investiție, apoi și eu dădeam mai mult. Dragul meu, la gata, e numai tren de persoane, nu și de marfă. La gata vine Domnul după noi, dar ce-a fost de dat, trebuie dat înainte. Dacă nu dai înainte, spui, Doamne, să vină, nu? Trebuie să dăruim cu bucurie și Dumnezeu să ne ajute. Spunea Domnul Hristos, am fost gol, am fost flămând, mie mi le-ați dat, nu se pierd. Astea sunt investiții ce rămân. Oameni necăjiți se roagă, Dumnezeu notează. Și ultima referință, Ioan capitolul 12. O imagine și în același timp o explicație a investiției
este în simpla sămânță de grâu. Simpla în sensul că știu toți, dar nu că e un fenomen simplu. Ioan 12, cu 24-26, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, deci dacă investiția nu se realizează, rămâne singur. Dar dacă moare, dacă se face acea investiție supremă și grăuntele de grâu moare, e pus sub glie, aduce multă roadă. Și acum trece la noi. Cine își iubește viața și vrea să păsteze cât mai multe bunuri în jurul ei, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta și acceptă să facă investiții mai multe pentru cele de sus, păstrând mai puține aici jos, o va păstra pentru viața veșnică. Și fiindcă nu e vorba numai de cele materiale, e vorba și de slujire. Marta a slujit, Maria a dat o valoare mare deodată. Domnul a adăugat și cuvintele, versetul 26, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Vă doresc în final să vă cinstească Dumnezeu. Amin.